S-a inaugurat pavilionul Sala Mehedințeană din incinta Parcului de Agrement Pădurea Crihala. Iubitorii de folclor prezențieri la deschiderea sălii s-au bucurat de un adevărat spectacol de muzică și recitare de poezii. Satul românesc a fost redat cu ajutorul expozițiilor de artă tradițională care au încântat privirile celor prezenți. Promovarea folclorului și artei populare din județul nostru continuă, întrucât Sala Mehedințeană s-a deschis ieri în noua sa locație, mai exact la Pădurea Crihala din Drobeta Turnu Severin. Creații artistice, meșteșuguri, dar mai ales manechine îmbrăcate în costume populare specifice județului Mehedinți, încântă privirea publicului. Nerăbdător de a se întoarce în timp, în sânul spiritualității folclorului mehedințean, iubitorii de artă și frumos s-au strâns într-un număr mare la inaugurarea sălii. Domnul Munteanu, ce ne puteți spune despre acest eveniment? Da, într-adevăr a fost o reușită. Palatul Culturii Teodor Costescu, iată că în noua locație a sălii mehedințene, la inițiativa managerului, am zis ca să și deschidem oficial Sala Mehedințeană în noua sa locație. Și cum specificul nostru este acela de a promova folclorul, sub toate aspectele lui. Folclorul, aici intrăm tot, artă populară, creație artistică, meșteșuguri. Zona Olteniei. Zona noastră, bineînțeles că rolul și menirea noastră este de a promova înainte de toate tinerii și, bineînțeles, județul. După aceea, colaborând cu alții, avem și suntem bine intenționați să facem lucruri bune, respectând criteriile, că deocamdată nu avem de ales. Ați văzut că s-au respectat. S-au respectat, da? S-a purtat mască, s-a păstrat distanța aceea de care nu avem un control. Trebuie să ne încadrăm în aceste riguri. Noi și viața merge înainte. După cum vă spuneam dumneavoastră, specificul stării este, în general, a folclorului. Avem expozițiile ăștia minunate, toate costumele pe care le vedem, toate manechinele îmbrăcate în costumele ăștia aparțin colecției doamnei Nina Predescu. Tot ce s-a văzut din lut, oale, ulcioare, aparțin și am avut acolo, după cum ați bine văzut, atelierul meșterului popular Marcel Tănăsie, după care mai avem, aici suntem multe într-una, cu meșamponul la 5 într-unul, 4 într-unul, 3 într-unul, avem o expoziție cu afișe și fotografii din activitatea ansamblului folcloric Izvorașul și nu în ultimul rând, scoarțe, macaturi, preșuri din zona de la noi. Acum, important este mesajul pe care noi vrem să-l transmitem, că noi suntem o piatră, suntem rezistența, noi suntem cei care trebuie să purtăm drapelul mai departe, să-l transmitem generațiilor care vin după noi, să învățăm cu dragoste de costum popular, de muzică populară, de dans popular. Iată de ce și încercăm să știți că e greu de adus la un numitor comun tineretul, dar noi ne străduim ca să lăsăm zestrea asta neamului pe mâini bune. Și dacă nu copiilor noștri, atunci cui? Lada asta de zestrea neamului românesc nu putem să o lăsăm alții decât celor ce vin după noi. Îndrăgita interpretă de muzică populară, Nina Predescu a fost prezentă la inaugurarea sălii mehedințene. Cu cântec și voie bună, aceasta a creat și menținut un adevărat spectacol. De asemenea, în incinta sălii, publicul a putut vedea colecția privată de costume populare a Ninei Predescu. Aceasta a vorbit cu mândrie despre dragostea sa de folclor sub toate aspectele sale. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Bună ziua, Hristos a înviat!
Sunt invitată astăzi la inaugurarea sălii mehedințene cu o parte din colecția personală de costume populare și de lucruri tradiționale. Multe din ele le-am lăsat la Casa Amintirilor la Negoiești, unde le-am strâns de-a lungul vremii și unde, în afară de costume populare, sunt foarte, foarte multe lucruri aparținând familiei, primite de la bunici și de la părinți și foarte multe primite de la iubitorii de folclor de-a lungul acestor ani în care mi-am desfășurat activitatea artistică. Doamna Nina Predescu, tot ce se vede aici este colecția dumneavoastră? Da, colecția de costume populare, multe lucruri tradiționale, lăzi de zestre. Din zona Mehedințului? Da, cred că aici, din Oltenia, nu mai din zona Mehedințului, din toată Oltenia. Dar eu în colecție am și costume populare din alte zone, din Moldova, de la prieteni de cântec, din Maramureș. Am în colecția personală și un costum din Bulgaria, de la prietenii noștri din Serbia și intenționez să nu mă opresc și să cuprind în această colecție tot ceea ce a lucrat țăranca noastră româncă plină de imaginație. Dacă ne era dor de mobilierul specific caselor țărănești, sala mehedințeană are expusă o colecție autentică de poteci, macaturi și covoare specifice mai multor zone ale județului. Toată această expoziție parcă ne întoarce în timp, amintindu-ne cu drag de casele bunicilor noștri. O comoară a țesătoarelor din întreg județul și nu numai. Pentru că motivele noastre care sunt reprezentate pe aceste covoare inestimabile sunt o caracteristică a zonei Oltenii și nu numai. Pentru că țăranii, inclusiv țărâncile, au luat toate simbolurile din spațiul în care au trăit și le-au sintetizat pe diverse țesături, în special pe macate, covoare, adăugând un plus de frumusețe și de spiritualitate a satului românesc. Este o mândrie și este o onoare pentru că noi, județul Mehedinț, deținem aceste comori care nu au dispărut și până la ora actuală s-au menținut din ostrămoși. Cu un nume predestinat, Linguraru Dumitru, venit tocmai de la Baia de Aramă, își prezintă colecția impresionantă de linguri. Arta lingurilor este o moștenire de familie, însă domnul Dumitru a dus-o la un alt nivel. Printre impresionantele forme ale acestor creații, cu câte o semnificație aparte, regăsim chiar și lingura dragostei. Arta lingurilor, eu de foarte mulți ani, familia mea au lucrat aceste linguri, numai că eu am încercat, ducând mai departe tradiția, să fac altceva, să duc lingura la alt nivel. Drept pentru care toate lingurile care le vedeți aici și în celelalte expoziții în care le-am prezentat în România și sunt unicate. Sunt linguri care reprezintă starea mea, sunt linguri care reprezintă lingura bisericească, lingura de dragoste, lingura tehnică. Aici am aici o lingură care se adună, este lingura de dragoste cu toate întorsăturile pe care le poate avea iubirea, este lingura bisericească, este reprezentată mâna omului, cea care de fapt dă mâncare, face mâncare și execută tot ceea ce înseamnă în acest univers al lemnului. Autenticitatea sălii mehedințene încântă privirile publicului. Inaugurarea acesteia a fost de un bun augur pentru severineni, dar nu numai, mai ales în actualul context social.